Bună seara, Bună dragilor! seara! Astă seară, cel care l-a întruchipat Bună pe seara! Dracula, Astă vestitul seară! Dracula, adică colegul meu pe Tremoraru, uneori când se uită la mine mai fioros, mă și gândesc, oh, să nu-și scoată colții. Dar, contrar acestui personaj malefic, Petrică este un om extraordinar de cald și de bun și datorită acestor calități umane pe care noi toți le-am descoperit de-a lungul a peste 3 ani și ceva de când colaborăm aici, l-am invitat să ne spună despre actorii de altă dată, despre teatrele, că bănuiesc că a lucrat în mai multe, a colaborat măcar cu alte teatre, da? Însă, înainte de a începe noi să depănăm amintiri, vreau să vă spun că aseară a decedat marele nostru actor Constantin Codrescu, pe care am avut onoarea să-l cunosc. Asemenea, actori mari sunt foarte rari într-o generație. Noi vorbim acum de Da. generație. Constantin Codrescu a murit la 91 de ani și știu sigur că în ultimii ani a fost foarte mâhnit că lumea nu i-a dat importanța cuvenită până la urmă. Da? Onor președinția a dat de-astea Medalii, a titluri. titluri și așa mai departe, că nu-mi vine acum în cap ce a dat președinția, că nu dau doi bani pe ele, mai ales că nu au nicio valoare materială. Da. Dacă ar fi avut o valoare materială, ziceai, domnule, trebuie să strâmtezi poarta. No, păi tocmai de-aia a dat la cine vrei și cine nu vrei, numai la Constantin Codrescu, care chiar merita Cum să nu? Pionierul cinematografiei românești. cinematografii românești. Cel Păi, mai important actor și glasul cel mai important al radioului românesc. aha, sigur că Câte... da. Și radioul întotdeauna tot pomenea ziua cui, mai ales a străinilor, a vedetelor din America. Ne tot povesteau și televiziunile, TVR3. Are o Da, rubrică da. zilnică în care spun, astăzi comemorăm păcutare sau aniversăm păcutare. Și marii noștri actori, foarte mari actori, n-au fost pomeniți, că nu numai Codrescu n-a fost Da, pomenit. da. Toți mari actori ai noștri sunt trecuți la tăcere. De ce? N-am înțeles. De ce ne ploconim noi atâta în fața străinătății și nu avem grijă de valorile noastre? Că avem valori, slavă Domnului! Îmi dai voie să fac o mică Da, te rog. paranteză apropo de marile valori. Da. Mi-am adus aminte în momentul în care ai spus lucrul ăsta. Sigur că în perioada aceea, 49, când s-au desființat teatrele particulare și s-au înființat Teatrele de stat. teatrele de stat, sigur că a fost și perioada în care noi eram, da, nu aveam ce face, jucam celebrele piese sovietice, Crucii și Torul Potemkin, Armata de Da, Cavalerie, da, da. Femeia Comisar și nu Și știu. Și cred că profesorul meu, marele regizor și om de teatru, Moni Gelerter, ne-a povestit la clasă că, la un moment dat, venind și în turneu în România, teatru din Moscova, cum a fi vorba între noi, foarte mare teatru. totuși, marele Stanislavski este părintele teatrului modern, au venit cu aceste spectacole și, mă rog, unul din ele l-am văzut și eu, cred că era Crucișătorul Potemkin, acum 1.000 de ani. 1000 de ani, da? Și după care, sigur că ei au mai stat în București și au văzut și ei spectacolele noastre. Și la o vodcă,
Da. întâlnindu-se actorii români cu actorii ruși, Ruși. actorii ruși s-au uitat la ei și au spus: ce îmi pare rău, trebuie să recunosc, voi le jucați mai bine ca noi. A, dar și englezii au spus asta. Da. De, parcă am spus eu că la Hamlet, o mare, o doamnă mare pricepută în Shakespeare, a spus că ce noroc pe voi că puteți broda pe cuvintele da. Lui Shakespeare. Noi nu avem cum. Alea sunt, pe alea trebuie să le spunem. Da, bine, în general se respectă și la noi. Se respectă, dar traducerea e traducere. Ce traditore, traditore. Traditore. Deci. Da. Mare păcat că a murit cu această mâhnire în suflet Constantin Codrescu, da. Că el care și-a dat și sufletul din el, în primul rând că el a înființat teatre. Da, a fost primul director al teatrului românesc din Sfântul Gheorghe. Nu, și de la Târgu Mureș. Și de la Târgu Mureș și de la Sfântul Gheorghe. Sfântul Gheorghe, am avut, Brăila, da, am Buzău. Și la Brăila, da. Și la Buzău, da, nu? Da. A, acum nu știu de Buzău, dar la Brăila știu la sigur Brăila că a fost sigur. Director. Da. Da. Eu am avut, mi-a dat Dumnezeu șansa să joc, eram de-abia terminasem institutul și am jucat împreună cu dânsul la Satul Mare. Când s-a înființat la Satul Mare, teatrul de nord Satul Mare. Și atunci au venit o mulțime, domnul Cotescu, dânsul adică... și azi, doamna Marieta Sadova a avut un spectacol și așa mai departe. De da. Mare talent. Deci am avut șansa să da, joc împreună. Mi-ai spus că ai fost și secretarul personal. Da, am fost secretarul personal al lui Constantin Codrescu. Al lui Constantin Codrescu când l-am truchipat pe martirul creștinătății Constantin Brâncoveanu. Din păcate, au fost după 90 s-a făcut acest serial la televiziune, dar din păcate că am încercat cu Ondraș Demeter, care a fost și nu știu dacă mai e director, a fost unul din directorii televiziunii, când i-am spus, uite așa, a, imediat, gata, trebuie neapărat să o reluăm, zice Petrică, îmi pare rău. Din 7 n-au mai rămas decât 4. 3 au dispărut. Dragă, eu m-aș mulțumi și cu alea 4. Da, ca da. Să văd jocul vostru. Este, totuși, nu e adevărat. Onor nu, publicul nu, trebuie să vadă nu, o nu, 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 suită. Nu trebuie da. Nicio suită. Eu îi rog pe cei de la televiziune să dea aceste 4 episoade. Vă dați seama ce noroc pe noi să vedem pe Constantin Codrescu întruchipându-l pe... extraordinar. Pe Brâncoveanu. Da. Așa ceva nu se lasă deoparte și așa ceva nu se dă uitării. Nu avem cum, oameni buni. Da. Și da. Acum, hai să, da. Să ne amintim noi măcar de nu, mari eu am, actori. Aș fi vrut să fie așa ca un fel de mică istorie a teatrului. Teatrelor. Uh-huh. Deci, aș începe. În 1949, teatrele particulare, care erau și în București, erau și în restul țării, s-au desființat și au rămas, s-au înființat teatrele de stat, iar în București s-a înființat Teatrul Municipal, sub conducerea doamnei Lucia Sturza Bulandra, teatrul... Din patroană a devenit directoare. Exact, da. Teatrul care de fapt azi se numește Teatru Mic și care a și fost Teatru Mic, că mi-a adus aminte. Teatru Mic, ca și teatru particular, a fost proprietatea unor doi mari artiști, Maria Filoti și Ion Iancovescu. Dar în sediu respectiv, plus încă un sediu, că din păcate azi nu știu dacă mai e folosit, în ultima vreme, acum vreo 20 de ani, mai era cinematograf pe strada Eforiei, acolo era teatru pentru tineret și copii, iar pe Constantin Mile era studioul actorului de film, de film. Unde și domnul Codrescu, Dumnezeu să-l odihnească,
a onorat scena, alături de mari actori ai teatrului. Vreau să spun că, venind spre studio acum, m-am gândit că la noi Codrescu a fost ceea ce a fost la americani, Orson Welles. Da. Voce puternică și om așa totalitar aproape. În artă s-a priceput și la regie și la... Nu, și ca profesor. Și ca profesor. De azi am vorbit cu un coleg de-al meu, Ion Lupu, care a fost student și a zis, vai, dar haide, uite... Și eu am auzit că a fost un profesor excelent. Da. Excelent. Da. În afară de asta, unde dumneavoastră când mergeți pe bulevard, vedeți Teatrul Constantin Notara, poate puțin din cei de azi știu că a fost Teatrul Armatei, înființat în 1949-50, sub direcția unui mare actor, George Vraca. Olala! Iar pe Grivița, că era normal să fie pe Grivița, sala există și astăzi, s-a înființat Teatrul Regional CFR, care mai avea o sală, care nu mai există astăzi, pe Uranus. Avea două săli. Păi bine, Uranusul s-a demolat tot. Da. Ei, și astea au fost teatrele din București anilor 50, 50-60. Ca să zic așa. Da, 50-60. Și, bineînțeles, Teatrul Național, care, acum ca o mică, o deducție a mea, dar cred că merge ușor spre adevăr, Teatrul Național din București, acela înființat acum aproape 200 de ani, în 1944, după 23 august, a fost bombardat, dar eu cred că aviația germană urmărea să bombardeze Palatul Telefonilor, a nimerit peste Teatrul Național. Teatrul Național, funcționând până în 1972, când astăzi îl vedem în toată mărăția, lângă Hotel Intercontinental, a funcționat în Piața Amzii, unde astăzi este Teatrul Ion Creangă, și Sala Odeon, unde azi au reușit și colegii noștri de la... după 1972, colegii noștri să ajungă și ei, ca să zic așa, în centru. Dar păcat că în loc să pună portretul, statuia unui mare actor, eu l-aș fi pus pe Bilic, spre exemplu, așa, l-au pus pe Atatürk. Ce legătură are Turcu cu teatrul nostru? Greu de înțeles. Turcu plătește. Dacă ar fi plătit, măcar. Ei, și acum să aș vrea, dacă îmi permiți, sigur că amintirile mele se leagă de Teatrul Bulandra, pentru că eu în 1961 am dat pentru prima oară la institut. Pe vremea aia nu era Universitatea de Artă Teatrală, era Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, pe izvor, deasupra Teatrului Bulandra, care s-a mutat în 1977, s-a acea clădire s-ar putea să cadă, să nu știu ce. N-a căzut nici azi. Și, doamna Bulandra era, eu am dat la institut, n-am intrat. Între timp, doamna Bulandra ne-a părăsit. Am dat din nou la institut în 1962. N-am intrat. Și cineva mi-a spus, măi, uite care e chestia. Unul din colegii tăi cu care ai dat anul trecut și n-ar intrat nici el, nici tu, era la Teatru Municipal la urmărire. Scurt, urmărire, pe vremea aceea erau două reflectoare la balcoane și urmăreau actorii ca să fie actorii mai bine văzuți, mai lumini. Ce unul din colegii tăi a intrat în 62 acum, a intrat în institut, nu mai poți să vină. Nu vrei să te duci tu? Ba da, m-am dus.
Și după, știu eu, m-am învățat și pe mine, că eu am o adevărată artă. Artă? Așa. Da, da, da. Păi și la un moment dat, ca să scurtez, apare un băiat și se uită așa și îmi spune, zice, tu ești nou băiat de la urmărire? Da. Păi, stai puțin. Reflectorul meu. Îți prezint, cum te cheamă? Petrică. Reflectorul meu. Îți prezint pe Petrică. Petrică, ăsta e reflectorul meu. Și am o mare rugăminte la tine. Vezi, la cum vă place, în balet, există o fată mai înaltă, blondă. Numai acolo. Eu am voie să pun lumina pe ea. Așa că fii atent. Fii atent. Da. Cine era? Florian Pitiș. Mai târziu, după ce am intrat în institut, că am intrat în 1965, între timp am făcut și armată, și pe vremea aia se făceau 2 ani, am făcut, cine am făcut figurație? Cu domnul Pitiș senior. Ani de zile mă întrebam de ce, bine, ca să fac o, trebuie neapărat să precizez, doamna Bulandra punea multe spectacole cu multă figurație. Da, dar ca cine ajute... era da, da, da. Figurația respectivă? Deci, domnul Pitiș, am aflat mai târziu. Bătrânul. Domnul Pitiș senior a fost pilot pe avioane de pe un avion de vânătoare, mă rog așa, în timpul când intrării noi... noastre în război împotriva Uniunii Sovietice, Rușca. Iar după ce s-a terminat războiul, toți cei care au luptat împotriva Uniunii Sovietice n-au avut drept la pensie. Deci trebuia să trăiască din ceva. Pe vremea aia, 25 de lei, figurația, era mă rog, foarte s-a adunat cât de cât, da, așa. Măcar nu mureai de foame. Iar în rest, auzeam pe culoare acolo, doamna general, deci erau, doamna Bulandra adusese niște da, oameni da, da, de carișia, care... sau ziariști, astfel, domnul Constantinescu, nu de lucru nicăieri, șeful nostru care fusese la Curentul, ziariști care mari, ziarele se desfințaseră, da, da. Ei fiind ziariști capitaliști, da, da, nu da, mai aveau dreptul mai aveau să scrie dreptul, nu da. Știu ce. Și atunci, asta păștea era... Păștea îi ajuta. Îi da. Ajutase da, da. Doamna Bulandra. Și pentru că tot am pomenit de dânsa, vreau să... A scris cineva, dar vreau să profit și să vă spun și eu o mică istorie. Doamna Bulandra, la un moment dat, a acceptat să facă parte din comisia care, să zic așa, la festivalul Bienala Caragiale a Festivalului de Teatru de Amatori. Și a acceptat. Era în balcon acolo și la un moment dat, la un spectacol, într-un din spectacole de nu știu ce, doamna Bulandra a văzut o fată blondă. S-a uitat la ea. Dânsa era întotdeauna soțită, mergea greu, când ne-a părăsit, avea în 1962, avea deja 90 și ceva de ani, da. Și a făcut așa cu cotul și a zis, ia vezi, cine-i fătuca aia? Vreau să o angajez. Și a venit doamna respectivă și a zis, doamna Bulandra, îmi pare rău, nu puteți să o angajați. Păi de ce? Păi fata aia e filatoare de bumbac la Brăila. Păi și ce contează? Ce, că eu vreau o angajez. Da. Cine era filatoarea de bumbac? Vasilica Tastaman. La ea m-am gândit și eu. Și a angajat-o. Păi da? După vreun an, doamna Vasilica, Doamne Dumnezeu să le odihnească pe amândouă, a venit în birou la doamna Bulandra, a cerut că nu se intra oricum, și a spus, doamna Bulandra, eu vreau să mă întorc la Brăila. La filatură. De ce e nebunit? Ce te-a apucat? Nu, eu n-am casă și m-am săturat. Eu tot trebuie să accept avansurile unor cretini ca să am unde dormi. Sărac. Și atunci, doamnă, cum n-ai unde dormi? N-am unde dormi. Te rog, ai răbdare. Uite, dormi în cabină la teatru și ai răbdare. Să rezolv eu. S-a dus la primăria municipiului da, 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 București. Primarul, când a văzut-o, eu vreau să fac o mică paranteză. Nu îndrăznea nimeni să-i spună tovarășa Bulandra. Așa, așa. Inclusiv Gheorghe Gheorghiu Udeș, șeful doamna partidului
muncitoresc român, îi spunea doamna Bulandra. Păi și da, relația era, da, doamna Bulandra, Ghiță, te rog să nu... Și el nu-i spune, Ghiță era. Ghiță! Așa. Și el trebuia să zică la ordine. Da, așa. Și a așezat-o pe un fotoliu, da, doamnă, primarul. Da. Vreau o locuință pentru Basilica ta, Staman. Fac precizarea că în perioada respectivă, preluând și noi situația, ideea, de fapt, de la Moscova, și la mine în bloc, în apartamentele care erau trei camere, mai băgau pe cineva pentru că începuseră să vină oameni din provincie ca să lucreze în București și n-aveau unde să stea, da. Și primarul, doamne, nu vă supărați, nu avem. Și doamna Bulandra a făcut un gest, numai dânsa putea să-l facă. S-a strecurat din fotoliu în genunchi în fața biroului primarului. Ăla care știa relația cu tovarășul Gheorghe Iudeș, a înlemnit, s-a ridicat, a vrut să o ridice. Nu mă atinge! Nu mă ridic de aici până nu-mi dai o cameră pentru Basilica ta, Staman. N-a avut ce face, i-a dat camera pentru Basilica ta, Staman. Legat de această... întâmplare. Unul din cel care... m-a și pregătit pe mine pentru institut, un actor deosebit al Teatrului Municipal, mai târziu Bulandra, Puiu Hulubei, mi-a povestit următoarea întâmplare. Le-a venit Puiu Hulubei, Vasile Florescu, Dabija și încă vreo doi, la toți tinerii din teatru, le-a venit ordin de încorporare. Da. S-au dus la doamna Bulandra, doamna Bulandra, poftim. Doamna Bulandra, când a auzit, a înlemnit. Imediat după ce au primit ei, nu știu ce, a fost o serbare, 23 august, 30 decembrie, mă cam rog, așa ceva. Bineînțeles că dânsa a fost invitat. Da. S-a dus. Primul lucru când a dat nas în nas cu Emil Bodnăraș, care era ministrul apărării naționale, s-a înfipt în el. Domnule Bodnăraș, meta, vrei să-mi distrugi teatru? Ce s-a întâmplat, doamna Bulandra? Cum adică? Uite, actor și-a spus imediat toată povestea. Un moment, doamnă, stați puțin. Și-a chemat un ajutant. Spuneți, doamnă, cum? Ăla a stat, a notat, nu știu ce. Doamnă, gata, s-a nu vă faceți probleme. Și mi-a povestit Puiu Hulubei, Dumnezeu să-l odinească și pe zi. Și cum a fost, domn Puiu? Peste 10 ani ne-a chemat la comisariat și ne-a dat livretul de apt necombatant. Ah, bun. Asta era... erau relațiile doamnei Bulandra și care, cum să vă spun, a reușit să aibă în teatru ca regizori, da, domnul Liviu Ciulei, Lucian Pintilie și așa mai departe. Deci, cum să spun, mari actori și mari... și mari și foarte și mari. Și avea nas de numai. A, bine, de la actor nu mai vorbesc. Că acum că mi-am adus aminte, și notasem aici, apropo de, să zicem, mici întâmplări cu mari noștri actori, mi-am adus aminte de marele, uriașul Ștefan Ciubotăraș. O, la la, da, mare de tot. Vă mărturisesc, acum vreo câteva luni, când am trecut pe lângă grădina Icoanei și aproape de biserica Icoanei, aproape mi-au dat lacrimile când am văzut că celebrul restaurant Moldova a era dispărut la pământ. Da. Și acum m-am uitat chiar aseară, m-am uitat, deja trei etaje au fost ridicate structura. Ceva acolo, da. Ce se întâmplă? După spectacol normal, cei care jucau la izvor se duceau la celebrul Cireșica, care era pe colț, așa, pe colț exact în spatele teatrului, da, pe colț pe bulevard, fostul 6 martie, așa, și cei care jucau la grădina Icoanei se duceau la Moldova. La Moldova, unde se ducă? Și după ce, sigur că toată povestea se prelungea până la 2-3 dimineața, când doamna Ciubotărașul, la un moment dat, hai mă, Fănică, tu stai și te distrezi toată noaptea și nu știu ce, și eu stau acasă singură și tu te distrezi și da, te aștept. Da? Da. Bine.
Vezi că mâine seara am spectacol, mă aștepți după teatru. După spectacol, mă aștepți în fața teatrului. Dacă vrei, vezi și tu spectacol. Mă rog, doamna da, s-a dus, a văzut spectacolul, după spectacol, l-a luat-o de braț, s-au dus la Moldova. La Moldova, cu ceilalți colegi. Sigur. Se face ora 12. Nota bine, pe vremea aia spectacolele începeau la 7:30 și dacă erau 2 ore, 9:30, dacă erau 3 ore, 10:30. 12, mă rog, era de-abia încălzită. Dar începuseră da, să se simtă bine. Și doamna Ciobotărașul zice, băi, cam târziu, fănică. Șezi, ghini. Șezi. Se face ora 1. Fănică, șezi, ghini. Șezi. Se face ora 2. Fănică, mi somn. Șezi acolo. Și pe la 3 dimineața i-a căzut sărac, a căzut cu capul în farfurie, a ridicat și faci bine. Fănică, nu mai pot, mor. Stai aici și vezi, ai zis că mă distrez să vezi cât e de greu. Păi da? Ei, erau a doua oară, nu s-a mai deosebit. Dus la Cibătărașul. Și apropo, tot așa de... Da. Mari noștri, George Calboreanu, ulala. Ștefan, Maria sa Ștefan, fiind Teatru Național la Odeon, trecea drumul și se ducea la unde? La restaurantul Casei Centrale Armate. Ah, bun. Sigur că, fiind o mare personalitate, dânsul avea voie în salonul generalilor. Ololo. Da. Păi dacă era Ștefan cel Mare, era deasupra generalilor. Și după spectacol, într-o seară s-a dus, s-a așezat la masă, a venit chelnerul. Chelnerul era unul nou, nu-l cunoștea. Nu-l cunoștea, da. Și s-a uitat, zice, dar nu vă supărați, zice, ăsta e salon pentru general. Eu sunt domnul țării Moldovei. Adu-mi o bărdacă de vin. Eu ce ți-am zis? Aș vrea să, acum, cum să vă spun, să trec și la teatru pe care, uite, și sâmbătă am avut spectacol, chiar în seara, deci pot să spui că lucrez și azi. Da. La care lucrez și azi. Vă rog, m-a ajutat Dumnezeu și în 1976 am dat concurs și am intrat la Teatrul Mic. Ce ai spus la concurs? Am jucat și am jucat noi împreună, Muza de la Burduje. Muza! Ia uzi! Da. Da, pentru că da, rolul ăla îmi dădea posibilitatea să fiu și grec, să fiu și italian. Da. Și aia au zis, doamne, da, bun, gata, bun și m-au luat. E bun, vină cu nu peste mult timp, la direcția teatrului a venit domnul Săraru, vestitul domn Săraru, care a păstorit acest teatru cu onoare și cu pricepere, da. Și a știut să, cum să spun, să facă un slalom extraordinar în acea perioadă în care, gata, deci cu o săptămână, două vizionări înainte. Vizionări peste vizionări. Exact, erau vizionări. Venea, că după 1990, un coleg de la Teatru Notara mi-a zis, băi, sigur că la voi era Săraru și Săraru v-a dat voie să jucați ce nu ne dădea nouă. Aha. Și atunci i-am spus, zic, nu e vorba de asta. Dar când venea, și o să le spun doamnă, pentru că au fost niște domni. Doamna Tamara Dobrin era profesoară de filozofie la universitate. Domnul Măciucă era și dânsul, profesor. Dar partidul i-a pus să vină prin Ministerul Culturii să urmărească. Ce se întâmplă? Sigur că ei găseau probleme și chichițe, care în mod normal trebuia să spună, băi, din nou, ia taie aia, fă aia, vezi că nu-ți dau voie, că nu știu ce. Da. Dar știau un lucru, asta i-am explicat colegului meu, că în momentul în care
s-ar fi putut să iasă scandal pentru unul din spectacole, domnul Săraru n-ar fi spus, păi nu-i vina mea, doamna Tamara, tovarășa Tamara Dobrin a dat drumul și a semnat, uite, procesul verbal și cu tovarășul Măciucă. Nu. Își rezolva, își rezolva singur. Și vă dau un exemplu pe care vreau neapărat să vi-l dau. Noi am jucat la un moment dat sub regia Uriașei. Aici a avut domnul Săraru, avea flair și la actor și la regizor. Da, da, da. Și a... Cătălina Buzoianu. A adus-o pe Cătălina Buzoianu. Cea mai mare Buzoianu, care noastră. A pus niște spectacole uriașe în Teatrul Mic. Da. Le-am văzut pe toate. Așa. Și a pus la un moment dat Ivona Principesa de Burgundia. Și premieră, s-au jucat 3, 4, 5, 6 spectacole și la un moment dat n-a mai apărut la vizier. A trecut o lună, a trecut două, a trecut trei. Și la un moment dat apare la vizier repetiție în data de cutare ca să jucăm. Da. Și a venit domnul Săraru. Băi copii, hai să vă spun, acum pot să vă spun. De ce n-am mai jucat? Un imbecil s-a apucat și a făcut o reclamație la Comitetul Central. Auzi, dragă, da. Că în spectacolul ăsta al vostru, regele e tovarășul, regina e tovarășa și prințul e Nicu. Un imbecil. Aha. Dar așa pusese Cătălina spectacolul. Asta era adevărul. Toată lumea gândea lucrul ăsta. Păi, da, normal. Dar bineînțeles că domnul Săraru avea și i-a aburit și, pe toți. Nu, avea dânsul, erau totuși niște oameni inteligenți. Uh-huh. În, mă rog, conducerea superioară, cum se spunea, conducerea superioară de partid și care îl ajutau. El ce spunea, domnul, uite așa, așa, bine, las că aranjăm noi. Tu vezi de treaba ta. Da, da, da. Legat, deci, meritul dânsului. Aș vrea să pomenesc doamna Cătălina Buzoianu, Dumnezeu să o odihnească, pe baza romanului, celebrul roman al domnului Dinu Săraru, Niște țărani, a făcut o dramatizare în care au jucat cred mai că mari toți actori, da. Mari actori ai Teatrului Mic și era un spectacol, cum să vă spun, era o frescă anilor, când a fost scris, în care toți erau extraordinari. Stăteam și eu, că aveam și vreo două rolișoare pe acolo, și stăteam și mă uitam cu admirație. Fiecare erau, cum să spun, doamna Jana Gorea, Jănuța, cum îi spuneam noi, că n-aveau mulți, că erau multe personaje. Dar fiecare personaj era o bijuterie. Era lucrat până la extraordinar. Milimetru. Da? Extraordinar spectacol. Minunat spectacol. Eu nu m-am dus să-l văd pentru că eu sunt de la țară și am prejudecăți. Ce să mă rog. Asta e. Și legat, vreau neapărat să vă spun, că legat de tot de unul din marile spectacole ale Cătălinei Buzoianu, doamne Cătălina Buzoianu, că e bine să precizez, a pus Să îmbrăcăm pe cei goi. Oh, l-am văzut. Pirandello. De două ori l-am văzut. Și la un moment dat, după spectacol, cred că era un matineu, vine cineva și ne spune, zice, vă așteaptă, e un cronicar englez care vrea neapărat să vorbească cu dumneavoastră. Sigur, n-au venit chiar toți, dar ne-am dus în hol acolo și nu știu ce. Și cronicarul a spus, sincer să fiu, nu mă așteptam să văd un asemenea spectacol. După părerea mea, spunea el, singurul spectacol pirandelian. Ia uzi. Bravo, bravo. Am văzut o mulțime de spectacole și am mai spus un lucru, eu am râs cu lacrimi. Deci, nota bene, noi eram prin 1980, început de 80. 80.
vă recomand, direcției teatrului să vă duceți la festivalul de teatru de la Edinburgh, unde precis veți lua premiul cel mare. Pe mine m-a bufnit râsul, că eu mă și gândeam, zic, ăsta ne invită la Ploiești sau la Galați, la festivalul de teatru comic. El visa așa, visa că nu vă pleca duceți, da, când vreți voi, vă duceți la Edinburgh. Da. Vieții de noi, da. Da. Legat de... Încerc acum să mi le structurez, mi le-am notat, recunosc, ca să nu uit. Legat, mă apropii puțin și de colegi, Iași. Nu, că avem, mai avem emisiuni, stai liniștit, povestește În domnul Dinu Cernescu a pus un spectacol foarte frumos, Oamenii cavernelor. Ulala. În care personajul principal era Eliza Petrăchescu, o uriașă actriță. Uriașă actriță, ceva extraordinar. Din păcate, în teatrele din București nu prea a jucat, a luat-o Dinu Cernescu, dânsa e cunoscută mai mult prin filmele din filme, pe care au luat-o, da, da. Și domnul Mircea Veroiu, Dumnezeu să odihnească, și Alexandru Tatos, și Dan Pizza. Și era domnul Vasile Nițulescu, Mitică Popescu, Carmen Galin și, mă rog, și mai eram eu cu încă un coleg de-al meu. Noi eram în finalul spectacolului, veneam, am avut așa un fel de premoniție, noi veneam să demolăm spațiul ăla. Așa era piesa. Ei, și de-aia vreau să accentuez amintirea mea despre domnul Vasile Nițulescu. Un mare actor. După vreo, nu știu dacă au fost 10 spectacole, din nefericire a venit cu tremurul din 4 martie. Doamna Eliza, așa i-a fost soarta. Trebuia să joace la teatru. Dar a murit. Dar cineva a spus, pune mie spectacolul în 4, că eu nu pot în... Și atunci dacă venea la teatru, scăpa. Scăpa. Așa. Și dânsa a fost acasă în celebru, în ghilimele, celebru bloc din Brezoianu, da, care s-a prăbușit și a luat și foc și nu știu ce. Da. Spectacolul fiind crud, ca să zic așa, cum se spune în teatru, nu s-au jucat, adică nu s-a jucat, mult. 10 da, spectacole, da. Domnul Săraru a luat hotărârea și a invitat-o mare actriță a teatrului românesc, doamna Dina Cocea, să intre în locul doamnei Dar Eliza. Era total opusă. Asta e, nu discutăm. Ce vreau să vă spun, următorul lucru. Eu, intrând în final, sigur că obligația noastră, domnul Săraru era foarte strict ca director, este și astăzi, că nu te poți schimba, și ne obliga, noi aveam obligația cu o oră înainte de spectacol să fim la teatru, indiferent că eu mai stăteam două ore și ceva în cabină. Până când dezvenea... La primul spectacol în care a jucat doamna Dina Cocea, eram la cabină, noi avem un difuzor ca să auzim ce se petrece în scenă, să știm să ne pregătim când mai avem o pagină, două, să fim așa. Și a început spectacolul și când domnul Vasile a început să vorbească, eu citeam ce, am rămas așa, m-am dus la difuzor, pentru că domnul Vasile nu era domnul Vasile care juca cu doamna Eliza Petrăchescu. Da, da, da. Și am coborât în scenă și am stat în culise și m-am uitat, tot spectacolul era cutremurător. Ce făcea domnul Vasile, cum juca. Uh-huh. Și mă rog, după ce am intrat și noi în scenă, am terminat, nu știu ce, aplauze, nu știu ce, și urcând la cabină, că aveam pe același etaj cabina, l-am prins pe drum și m-am uitat așa la dânsul și am spus, domnul Vasile,
astă seară ai jucat cu Eliza Petrăchescu, așa cum ai fi vrut să joci. S-a uitat la mine și mi-a spus: m-ai prins, Pierre. Ce putere dumnezeiască să-ți schimbi rolul cu 180 de grade, ceva extraordinar. Eu n-am mai... Asta era domnul Vasile Nițulescu. A jucat în onoarea, că de fapt i-am spus și asta. Da. Ai jucat în onoarea... Onoarea lui Eliza Petrăchescu. Doamne Eliza Petrăchescu. Da, Pierre, m-ai prins. Și vreau să mai spun încă o... Se mai poate? E scurt. Așa. Zi. Sigur că a venit și perioada când doamna care făcea curățenie și făcea curățenie pe scenă, sigur că pe vremea aia nu erau aspiratoare sofisticate, nu știu ce, dădea cu mătura și ca să nu iasă praful prea tare să rămână în scenă până vine actorii. Stropea puțin. Stropea. Și bineînțeles că dacă stropea acolo, de acolo până aici, și începea de aici cu mătura, când ajungea aici, dădea cu mătura pe gheață. Era perioada în care onor publicul stătea în sală cu paltoane, cu blănuri, doamnele cu căciuli, domnul nu își permiteau. Și noi am jucat, e un spectacol excelent, Diavolul și Bunul Dumnezeu. Bunul Dumnezeu, da. În acest spectacol, Dumnezeu să o odihnească, o altă mare artistă a teatrului mic, Monica Ghiuță. Ola, da. Juca personajul principal feminin, dar sărăcuța avea un chiloțel și un fel de combinezon. Da. 3 ore să în acea atmosferă. În combinezon, 3 ore. Și de-aia insist, în afara faptului că doi mă întreba: Monica, ești nebună? Cum, Dumnezeu? Mă îndop cu piramidoane, cu aspirine. Și era un matineu, am jucat, eu m-am îmbrăcat mai repede, trebuia să ajung nu știu pe unde și am ieșit din teatru. Prin fața mea au trecut 2 doamne și am auzit următoarea discuție. Una îi spunea celelalte: drăguță, dar fata aia e nebună, cum, Dumnezeu, era mai mult goală, cum l-a înghețat? La care aia altă doctă: da, le face injecții, dragă. Dacă era acum, puteai să zici de injecțiile astea, dar pe vremea aia cine să-ți facă? 30, da. 40, care? 30 de ani cu vreo 20 și ceva, ci aproape peste 40 de ani. Da. Amintiri sunt multe și te voi invita încă. Ai zis că vrei să vii o dată pe lună. Dacă eu îmi făceam probleme că am prea puține. Multe. Nu, că am prea puține. Da. Amintirile parcă sunt o roată, știi? Dar începe să se învârtă, nu se mai oprește roata. Merge. Da. Sper că nu v-am plictisit. Nu ne-ai plictisit, dimpotrivă. Eu așa cred. Marii noștri artiști, totuși, un minut vreau neapărat, că eram la Cluj și erau mai multe spectacole. Eu jucam seara, dimineața, la matineu, era doamna Leopoldina Bălănescu, Leopoldina Bălănuță, așa, cu Nicu Alifantis. Spectacol versuri, Nikita Stănescu. Ce frumos! Sală plină, toată, stăteam și eu și mă uitam și noi. Și la un moment dat, de-aia am vrut neapărat să pomenesc acest moment. La un moment dat, așa erau versurile: Maică prea curată! Și când a terminat prea curată, au început clopotele la catedrală. Wow, ce toată frumos! Vai, ce frumusețe, da! Dumnezeu a fost cu tâns. Da! Și Dumnezeu să fie cu noi toți! Toate cele bune, dragilor! Seară bună! Vă mulțumesc pentru răbdare!